Ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Luca citire. Iisus mergea înainte suindu-se în Ierusalim și când s-a apropiat de Betfage și de Betania, către muntele ce se cheamă Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici zicând, mergeți în satul înaintea voastră și intrând în el veți găsi un vânz legat pe care Dimitrioane n-a așezut vreodată. Și dezlegându-l aduceți-l și dacă va întreba cineva pentru cel dezlegat, îi zice așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Și plecând cei trimiși au găsit precum le-a spus, iar când aceștia legau vânzul, au zis stăpânilor către de ce dezlegați vânzul. Iar ei au răspuns, pentru că Domnul are trebuință de el și l-au adus la Iisus. Și aruncându-și hainele lor pe vânz, au așezat pe Iisus deasupra. Iar pe când mergea el, așterneau hainele lor pe cale și apropiindu-se de coborâșul muntele Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră, zicând, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă pentru cei de sus. Și unii dintre farisei din mulțime au zis către el, învățătorul cea arătățute ucenicii, și el răspunsând a zis, zic vouă, dacă vor tăcea aceștia, pietre vor striga. Și când s-a apropiat văză cetatea, a plâns pe prea zicând, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în ziua aceasta cele ce sunt spre pacea ta, dar cum s-au ascuns de ochii tăi, căci vor veni zile peste tine când dușmanii tăi vor să par șanț în jurul tău și te vor împresura și te vor strântura din toate părțile. Și te vor face una cu pământul și vei fi tăi care sunt în tine și nu vor lăsa pe tine, pe tine, piatră, pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale. Care în zile venirii tale în trup ai binevoit pentru a noastră mântuire aședea pe mânzul la sine și a primit cântarea copiilor, ai venit în sfânta cetate a Ierusalimului mai înainte cu 6 zile, la patima cea de voie, ca să mântuiești lumea prin cruce, prin îngroparea și prin învierea ta. Și precum atunci oamenii care ședeau într-un tuneric și nu la morții, având ramuri de copac și stâlpări de finic, te-au întâmpinat pe tine fiul lui David mărturisindu-te, așa și pe noi, care acum în această zi, înainte de prăznuire, purtăm în mâini stâlpări și ramuri de copaci. Păzește-ne și ne mântuiește! Și precum acele popoare și copiii ți-au adus osana, învrednicește-ne și pe noi să te slăvim pe tine în psalm și cântări duhovnicești, suflete curate și neînchinate. Iar aceste zile ale patimilor tale, dă-ne nouă să ne împărtășim fără de o sândă,
de bucuria Sfintelor Paști și să cântăm și să preaslăvim Dumnezeiasca ta împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru noastră, Mântuire Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciuni de prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor Daților Apostol, ale Sfântului Marius și Gheorghe, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeilor Părinților Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, se miluiască, se mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. O să ne